Planeta noastră nu încetează niciodată să ne uimească, deoarece există multe locuri în care au loc fenomene ciudate, frumoase și chiar înfricoșătoare. Oamenii încearcă de mult timp să le explice, fie prin magie, spirite sau fizică. Unele secrete au fost dezvăluite, iar altele încă nu au fost gândite. Așadar, iată câteva dintre cele mai terifiante locuri de pe Pământ care îți vor dovedi că planeta noastră este mai înfricoșătoare decât crezi. Luminile Hezdalen. Timp de zeci de ani, localnicii din Valea Hezdalen din Norvegia au trăit într-un episod din Dosarele X. Noapte de noapte, lumini ciudate apar pe cer, dansează în modele și chiar clipesc în culori diferite și nu este vorba doar de o farsă. Știința confirmă că luminile Hezdalen sunt un lucru real și că nu se știe ce le provoacă. Presupunerile lor cu privire la ceea ce se întâmplă cu adevărat sunt cel puțin la fel de nebunești ca și luminile în sine. O teorie înspăimântătoare căreia i s-a dat crezare în urma câtorva teste este aceea că valea este de fapt foarte radioactivă. Radonul se atașează de particulele de praf până când ajunge sus în atmosferă și se dezintegrează, producând luminile. Dacă acest lucru este adevărat, atunci este o veste proastă pentru locuitorii din zonă. Radonul nu este în general un element prietenos cu oamenii. Încercând chiar mai mult să găsească o explicație, unii oameni de știință cred că valea ar putea fi de fapt o imensă baterie. S-a stabilit că unul dintre pereții văii este bogat în depozite de cupru, iar celălalt este bogat în zinc, iar aceasta este în mare parte compoziția de bază a bateriilor. Tot ceea ce ar fi nevoie este un fel de acid pentru a conecta cele două părți și o modalitate de încărcare și ai avea elementele necesare pentru un truc magic frumos, cum ar fi producerea de scântei în atmosferă care să arate ca o invazie extraterestră. Epidemia de somn din Kazakhstan. Kazakhstanul are o pretenție notabilă la faimă din cauza epidemiei misterioase care se pare că provoacă oboseală, pierderi de memorie, halucinații și, cel mai ciudat, episoade lungi de somnolență neașteptată. În ultimii câțiva ani, sute de locuitori din Kalachi au raportat că au căzut inconștienți aparent din întâmplare. Problema a devenit atât de prolifică încât Kazakhstanul a ajuns chiar să evacueze locuitorii orașului. Ipoteza principală este că locuitorii din Kalachi suferă de efectele otrăvirii cu radiații, întrucât orașul se află în apropierea unei mine de uraniu. Dar există probleme în această teorie, nu în ultimul rând orașul vecin, chiar mai aproape de mină, care nu a raportat nici pe departe atâtea probleme. De asemenea, toate analizele de sânge au ieșit normale, ceea ce îi face pe unii să creadă că situația ar putea fi un caz de isterie de modă veche, adică datorită reputației orașului, oricine adorme la locul de muncă va da vina mai degrabă pe boala misterioasă a somnului decât pe faptul că a stat treaz toată noaptea petrecând. Insula Daxa. Daxa este o insulă nelocuită situată în largul coastei celui mai frumos oraș din Croația, Dubrovnik. Pe ea se află o mănăstire franciscană în ruine, construită în 1231, alături de rămășițele unei vechi fortărețe, o vilă și un mic far. Această minunată insulă este scoasă la vânzare la prețul de puțin peste 2 milioane de dolari. Ceea ce v-ar surprinde este că Daxa se află pe piață de peste 2 decenii și încă nu și-a găsit un cumpărător. Motivul este că insula Daxa are o istorie tulburătoare și pătată de sânge care a îndepărtat orice potențial cumpărător. În 1944, Dubrovnicul a fost eliberat de germani de către soldații comuniști, care au adunat imediat suspecții de simpatizare nazistă și au dus cu barca pe insula Daxa. Acești prizonieri, printre care se numărau mai mulți preoți și noul
primar, au fost executați sumar de un pluton de execuție fără proces. Abia 60 de ani mai târziu au fost descoperite două gropi comune pe Daxa, iar victimele au fost în sfârșit îngropate cum se cuvine. Se pare că în prezent pe insulă au loc tot soiul de evenimente stranii raportate de martori oculari, care nu au putut fi explicate, iar mulți, evident, le-au pus pe seama spiritelor celor decedați. Pădurea Hoyabacu. Deși pădurea sinucigașilor din Japonia are reputația de a fi cea mai înfricoșătoare pădure din lume, acest lucru se datorează mai mult scopului pentru care este folosită decât pădurii în sine. Cu toate acestea, pădurea Hoyabacu din țara noastră este un loc mult mai terifiant, la care știința nu are o explicație. Situată în apropiere de Cluj, pădurea Hoyabacu datează de mai bine de 55.000 de ani. Există numeroase legende despre pădure, cum ar fi cea a unei fetițe de 5 ani care s-a rătăcit și s-a întors 5 ani mai târziu fără să-și amintească unde a fost. Se știe de asemenea că fermierii se feresc de pădurea Hoyabacu, dar chiar mai mult decât aceste povești mântuitoare, aspectul pădurii este cel care o face atât de înfricoșătoare. Copacii săi bătrâni sunt noduroși și strâmbi, niciunul dintre ei nu crește drept și sunt adesea acoperiți de o ceață groasă. Cel mai înfricoșător dintre toate este luminișul mare din centrul pădurii, unde nu crește nimic, fără nicio explicație științifică. Fantomele tsunami din regiunea Tohoku. Există nenumărate povești cu fantome rostite în întreaga lume și cu fiecare relatare există întotdeauna cei care caută o explicație mai rațională. Poate că unele dintre cele mai tragice și mai copleșitoare povești cu fantome pot fi găsite în regiunea Tohoku din Japonia. Academicienii și sceptici au încercat să explice fenomenele ca fiind o simplă manifestare a planetei. Dar ar putea fi adevărate aceste povești prezentate de serialul de pe Netflix Mistere Nerezolvate? Pe 11 martie 2011, un cutremur cu magnitudinea 9 a lovit un oraș de coastă din Japonia, declanșând un tsunami devastator. Aproape 16.000 de morți au fost confirmați, în timp ce peste 2500 de persoane sunt încă date dispărute, cartierele au fost eviscerate, iar familiile separate. În lunile și anii care au urmat, aparițiile ciudate ale unor spirite rătăcitoare au devenit din ce în ce mai frecvente. Șoferii de taxi au verificat aparatele de taxat pentru pasagerii fantomă care pur și simplu dispăreau înainte de a ajunge la destinație, lăsându-l pe șofer să plătească cursa. Există relatări despre oameni care au fost posedați de unele dintre sufletele pierdute, evenimente care sunt explicate de un călugăr budist local care a fost nevoit să facă exorcizări. Majoritatea poveștilor se învârt în jurul acestor spirite care cer indicații sau care vor să se întoarcă acasă. O femeie povestește cum a trebuit să explice unui grup de oameni toți uzloarcă că au murit. Triunghiul Bermudelor. Această locație popular de misterioasă nu mai are nevoie de nicio prezentare. Triunghiul Bermudelor sau Triunghiul Diavolului se întinde pe o suprafață mare de ocean între Miami, Puerto Rico și insula Bermuda. Oamenii de știință au căutat o explicație logică timp de secole. În timp ce unii sunt de acord asupra unei combinații de diverse anomalii și condiții meteorologice ca fiind cauza misterioaselor întâmplări, alții nu pot accepta nimic mai puțin decât o activitate supranaturală. Cu o istorie de sute de ani, locului s-a atribuit dispariția 75 de avioane, a peste 100 de nave și a mii de vieți omenești. Busolele se învârt necontrolat și există chiar și zvonuri de răpiri extraterestre în triunghi. Legenda Triunghiului Bermudelor începe în 1492, în noaptea de 11 octombrie. Cristofor Columb ar fi văzut o lumină necunoscută căzând în mare în timpul primei sale călătorii, cu puțin timp înainte de a debarca în Guanahani. Nu există încă nicio teorie care să dovedească motivul științific exact din spatele acestui mister, iar în regiune continuă să se întâmple accidente în fiecare an. Forajul din peninsula Kola.
În timp ce SUA și URSS-ul se luptau pentru supremația în domeniul explorării spațiale în timpul cursei spațiale, o altă cursă mai puțin mediatizată a avut loc între cei mai mari foratori ai celor două națiuni. La sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960, americanii și sovieticii au început să planifice eforturi separate pentru a fora cât mai adânc posibil în scoarța terestră. Învelișul de rocă ce cuprinde cei 30-50 de kilometri din cei 6730 de kilometri distanță până la nucleul planetei noastre. Proiectul american Mowhole, staționat în largul coastei pacifice a Mexicului, a fost întrerupt în 1966 din cauza lipsei de finanțare, dar a creat un precedent important pentru viitoarele programe de foraj în larg. Sovieticii, în schimb, au avut un succes mai mare. Din 1970 până în 1994, forajul lor din peninsula Kola a început încet pentru a crea un record cutremurător pentru Pământ la acea vreme, cea mai adâncă gaură din lume. În realitate, gaura de la Kola este formată din mai multe găuri care se ramifică dintr-o singură gaură centrală. Cea mai adâncă gaură se numește SG3 și, deși are un diametru de doar 9 cm, se întinde pe o adâncime uluitoare de peste 10 km. Aceasta reprezintă aproximativ o treime din drumul parcurs prin scoarța continentală baltică. Aparatura de foraj a permis astfel o mare integritate a măsurătorilor, deoarece probele de rocă se deformau sub presiunea lor internă incredibilă atunci când erau aduse la suprafață. Inutil să mai spunem că proiectul a produs cantități uriașe de date geologice, dintre care majoritatea au elucidat cât de puține știm despre planeta noastră și cât de înfricoșătoare ar putea fi cu adevărat. Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri a fost absența tranziției de la granit la bazalt, la care oamenii de știință se așteptau de mult timp să existe între 3 și 6 km sub suprafață, dar care nu există aparent. Concluzie. Pământul este un loc pe care cu siguranță nu-l cunoaștem în totalitate. În fiecare an, oamenii de știință descoperă locuri și lucruri noi care ne spun mai multe despre povestea planetei noastre și despre modul cum ea a evoluat în timp. Dar faptul că nu ne cunoaștem nici măcar planeta pe care trăim este înfricoșător în sine. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.